Veste bună pentru pensionarii cu venituri reduse. Plafonul la care se raportau medicii de familie pentru eliberarea rețetelor compensate, 90%, a crescut la 900 de lei. Modificarea a intrat în vigoare de la începutul acestei luni. Până acum beneficiau de această compensare pensionarii cu venituri numai din pensii, de până la 700 de lei. Acestora li se adaugau și alte venituri, de care se ținea cont. Pensionarul trebuia să completeze o declarație pe propria răspundere, din care să reiasă că nu are altă sursă de venit. Acum au scăpat și de această corvoadă. Este trecerea de la pragul de 700 de lei cât a fost până la momentul 4 iulie, pentru că începând cu 4 iulie este această modificare produsă. Acest prag s-a modificat de la 700 la 900 de lei și, foarte important, a dispărut condiția, și era una dintre condițiile cele mai problematice din punctul nostru de vedere, prin care pensionarul era obligat să declare toate veniturile. În cazul în care avea venituri peste, în afara pensiei, această compensare nu mai era de 90, era de 50%. Acest lucru înseamnă că, începând cu 4 iulie, pensionarii care au pensiile sub 900 de lei au compensarea pensiei de, au compensarea rețetelor de 90%. Ne așteptăm și, de fapt, suntem siguri că o să urmeze o creștere a numărul de rețete emise și o creștere a numărului de beneficiari, pentru că acest lucru este foarte important, având în vedere faptul că foarte mulți pensionari la nivelul județului Olt au pensii sub 900 de lei pe lună. Cum cele declarate de către pensionari nu erau de fiecare dată și adevărate, reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate se vedeau obligați să se îndrepte împotriva beneficiarilor pentru recuperarea banilor. Nu puține au fost situațiile în care și pentru câțiva lei instituția s-a văzut nevoită să ceară recuperarea datoriei. Procedura era una destul de complicat pentru toată lumea, în sensul în care pensionarul, în momentul în care mergea la medicul de familie sau cel care dea rețeta, era obligat să completeze, sau medicul era obligat să-l pună să completeze o declarație a propriei răspundere prin care să ateste faptul că nu are alte venituri. Au fost foarte multe cazuri în care pensionarii au completat aceste declarații, dar aveau venituri și atunci, în urma suprapunerii bazelor de date, s-a constatat că compensarea de care beneficiaseră dumnealor nu era justificată, în așa fel încât am fost nevoiți să ne îndreptăm împotriva pensionarilor să recuperăm aceste sume considerate compensare nelegală. Fondurile necesare pentru această măsură vor fi asigurate în proporție de 50% din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate și respectiv de 40% din venituri proprii ale Ministerului Sănătății. Noua reglementare a intrat în vigoare de pe 4 iulie.